Clasată pe locul 7 în proba de sanie la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, Raluca Strămăturaru pregătește intens în această perioadă startul noului sezon competițional. În lipsa unei piste de gheață în țară, sportiva de la Clubul Steaua se pregătește pe asfalt. Coordonată de pe margine de antrenorul Teodor Radu, Raluca își pune la punct startul, un element extrem de important în cursele de sanie. După cum vedeți, astăzi am, am schimbat gheața cu, cu tartanul. A fost un antrenament specific, un antrenament în care încercăm să ne corectăm startul, care este foarte important pe, pe gheață și astăzi a fost decât un antrenament tehnic. Avem primul concurs pe gheață, este un concurs de starturi, îl avem în septembrie, sunt campionatele naționale pe care le avem în, în Germania și atunci o să fie, să zicem, primul test. Departe de căldura sufocantă a capitalei, stelista se antrenează pe o pistă improvizată în predeal și este încrezătoare în forțele sale, așteptând noul sezon competițional. Conștientă că următorii doi ani și jumătate, care mai sunt până la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă, vor trece extrem de rapid, Raluca dă totul la fiecare start, la fiecare antrenament, având un singur gând, o medalie la Beijing în 2022. Pentru noul sezon competițional avem ca și obiectiv clasarea în grupa A valorică în mod constant a Raluca Estrămăturaru, cât și a sportivului Crețu Valentin și bineînțeles mergem, să zic așa, destul de optimiști, ne îndreptăm către campionatul european, unde avem un obiectiv destul de îndrăzneț, clasarea în primele șase, chiar cu obținerea unei medalii, având în vedere că Raluca Strămăturaru, în ultima etapă de cupă mondială de la Lillehammer, aceasta a obținut cu șase.